ore întregi de muncă au fost răsplătite cu premii bine meritate. Roxana Radu și Rebecca Druțu, eleve în clasa 11 la Liceul de Artă din Deva, au participat săptămâna trecută la concursul național de interpretare vocală Crainou de la Brașov și nu au venit acasă cu mâna goală. Roxana a câștigat un premiu special, iar Rebecca a luat mențiune. Ce înseamnă aceste premii pentru ele? Cum a fost la concurs? Se pare că a fost bine dacă totuși am venit cu un premiu. Ne bucurăm că am reprezentat școala așa cum trebuie. Și... Multe emoții? Emoții au fost, bineînțeles. Au fost destui candidați, însă cred că ne-am descurcat destul de bine. Pentru prima dată la un festival atât de important? Este prima dată când participăm la un concurs național, însă am mai participat și la alte concursuri înainte. A fost foarte frumos. Pentru mine a însemnat foarte mult că am avut ocazia să cunosc o maestră a cântului, și anume pe doamna Felicia Filip. Am avut harul de la Dumnezeu de a o îmbrățișa, de a face o poză cu dumneiei. A fost frumos. Fetele au concurat cu alții 22 de elevi din clasele a 11-a din întreaga țară. În total, în concurs au fost înscriși 88 de concurenți din clasele 9-12. Președintele juriului a fost renumita soprană Felicia Filip, iar cele două de vence au fost încântate să o cunoască. Roxana și Rebecca studiază la clasa de canto a profesoarei Maria Hândorian, iar repetițiile le fac împreună cu profesorul acompaniator Delia Ștefoni. Cât de important sunt aceste premii pentru cele două fete? Sunt foarte importante pentru că ele vin ca o recunoaștere a muncii lor, vin ca o certitudine a faptului că nu și-au greșit vocația, vin cu o experiență scenică, competițională în plus și vin cu bucuria că toată strădania lor nu a fost în zadar. Cea de-a patra ediție a concursului național de interpretare vocală Crainou a avut loc în perioada 6-8 februarie și s-a desfășurat la Liceul de Muzică Tudor Ciortea de la Brașov.